Salutare, dragi abonați! Astăzi vom face ghiveci de legume. Pentru asta am pregătit câteva cepe, 3 morcovei, 4 cartofiori, încep cu diminutivele. Parcă sună mai frumos, nu? Când spunem un dovlecel, o vânătă. Mai avem roșii coapte bine, ardei gras, ardei capia, foi de dafin, ulei în care vom căli un pic ceapa și cu morcovul, o pastă de ardei iute, bulion, dacă mai este nevoie, o lingură, sare și piper. Iar la final, o mână de verdeață, dacă aveți pătrunjel sau mărar. Așadar, să trecem la treabă. Pentru început, punem un pic de ulei la încălzit, la încins. Deci, vom pune un pic de ulei într-o cratiță să se încingă. Acum, începem să tocăm un pic ceapa. Trebuie să recunosc că nu am făcut această mâncare până acum. Tot am auzit de ghiveci, de legume, ghiveci călugăresc, dar până acum am tot omis să fac această mâncare. Făceam tot felul de supe, de tocănițe, dar a venit momentul să facem și această delicioasă mâncare, care este și o mâncare de post. Punând atâtea legume, nu are cum să nu iasă gustoasă. Dacă aveți fasole păstăi, puteți să puneți și fasole păstăi. Fasole verde. Orice legumă vă trece prin cap să o puneți. De aceea se numește ghiveci, nu? Orice vă place. Dacă aveți praz, puneți praz. Conopidă și tot așa. Nu are de ce să fie rău. Această mâncare se face pe aragaz, dar ghiveciul călugăresc se dă și la cuptor. Îi dă altă savoare, să mai stea acolo în cuptor, să mai scadă, să fiarbă legumele în suc propriu și să toate aromele să se îmbie. Acum, cu fiecare cum dorește. Dacă vreți, o gătiți numai pe aragaz, dacă nu, o mai dați și la cuptor, dacă nu, nu. Cred că va fi gustoasă. Ambele variante vor fi gustoase. Am tocat un pic de ceapă, fiindcă ceapa îi dă gust bun.
gust dulceag. Așa, încă un pic și o pun la călit. Bun. Adăugăm ceapa. Ducem focul. Trecem la tocat și morcovul. Feliuțe. Și îl adăugăm peste ceapă. Este o mâncare ușoară, o mâncare de vară. Și încercăm să ne bucurăm de cât mai multe legume în mâncarea noastră. Dacă nu vreți să căliți ceapa și morcovul, puteți să puneți toate legumele, le tăiați cubulețe, le puneți cu apă să fiarbă, apoi adăugați 2 tailinguri de ulei și le puneți la cuptor cu suc de roșii. Și cartofii cât doriți de mari sau cum ei se vor face. Îi dăm deoparte, deocamdată. Să-i mai punem un pic cu apă. Acum tăiem și ardei nevras. Eu am aici niște ardeiași mici din grădina bunicii. Sunt micuți, dar sunt gustoși și sănătoși, fără chimicale. Tocăm ardeiul și îl vom pune peste ceapă și peste morcov. Și peste ceapă și morcov. Amestecăm bine. Între timp am pus și o cană de apă la încălzit. Vrem să avem apă fierbinte la îndemână. Dacă vreți, puteți să acoperiți. Ne ocupăm un pic de
vânătă și de dovlecel. Sunt spălate. Așa. Acum, dacă vreți, păstrați coaja. Dacă nu, o îndepărtați. Fiecare cum alege. Eu aleg să și păstrez, dar să și las ceva. Așa. Am îndepărtat un pic. Încercăm să tăiem cubulețe. Vom pune peste cartofi. Nu are nimic dacă pune pe apă. Să trecem la dovlecel. Nu uitați să mai amestecați din când în când. Ia să vedem dacă vom folosi tot dovleacul sau doar jumătate. Are o coajă foarte subțire, foarte bună, așa că vom proceda la fel. Vom îndepărta doar o parte. Știm că coaja legumelor conține vitamine, de aceea e bine să o păstrăm. La fel, tăiem cubulețe. Așa. Să vedem. Să tai tot dovlecelul sau nu. Asta e întrebarea. Adăugăm vâneta și cartofii. Și jumătate de dovleac. Cred că ajunge. S-au umplut și oala. O să acoperim un pic.
dar nu înainte de a pune apă fierbinte. Cred că este momentul să adăugăm și sare. Cam o linguriță de sare. Și piper. Acoperim și mai lăsăm să se mai înmoaie legumele. Bineînțeles, vom amesteca din când în când. Trecem acum la tocat roșiile. Roșiile sunt spălate. Roșii din grădina noastră. De 2-3 ani încoace, cred că 3 ani, plantăm și noi la Mamaia. Cumpărăm și noi răsaduri de ardei de roșii, deoarece nu vrem să mai dăm bani în magazine. Așa că am trecut la plantat. Și nu se compară. Gustul roșiilor de țară nu se compară cu cele din magazine. Sunt coapte bine și dacă nu pregătesc ceva cu ele, e păcat. Continuăm așa cu toate roșiile. Amestecăm, cum am zis, din când în când. Și lăsăm așa să fiarbă în suc. În sucul lor aici, în apă. În apa pe care am adăugat. Arată bine. După un sfert de oră, legumele noastre sunt aproape gata. Bine, am mai amestecat între timp, să nu credeți că nu am mai amestecat. Am amestecat ca să fiu sigură că nu se prinde de oală. Sunt aproape făcute. Cartofii sunt un pic mai tari, după cum se simte la lingură, dar o să se mai gătească. Acum este momentul să adăugăm roșiile.
Dacă nu vă plac roșiile puse așa direct, puteți folosi suc de roșii. Lăsăm așa să fiarbă încă 10-15 minute. Dacă credeți că mai trebuie apă, adăugați. Am amestecat în ghiveciul nostru. Este timpul să punem un pic de pastă de ardei iute. Cui nu-i place, nu servește. Focul tot timpul trebuie să fie moderat, așa este cel mai bine. Mâncarea va ieși mai gustoasă dacă focul este mai micuț. Acum adăugăm o lingură de bulion. De pastă de tomate. Chiar dacă am pus roșii, adaug bulion pentru mai multă culoare. Adaug o culoare mult mai intensă. Aproape de final vom gusta, să vedem dacă mai trebuie sare sau piper. Putem pune și foile de dafin. Acoperim. Ghiveciul nostru este gata. Priviți ce culoare în farfurie. Este și gustos, numai bun de servit într-o zi de post sau, de ce nu, o bucățică de carne lângă. A ieșit foarte bun, foarte gustos, vă recomand să încercați. Mulțumim pentru vizionare, poftă bună!